Renunțarea la măști în spațiile deschise și neaglomerate este fezabilă de la 1 august, spune ministrul Sănătății. Ioana Mihăilă a declarat că a discutat cu premierul Florin Câțu ca persoanelor care sunt vaccinate să le fie permisă mai multă libertate. Ideea renunțării la mască poate fi luată în calcul de la 1 august. Persoanele care sunt vaccinate anticovid ar putea să se bucure de unele facilități și să revină cât mai repede la viața de dinainte de pandemie. Ieșenii sunt încântați de această idee și speră să revină la normalitate. Da, e o idee bună, da. Avem nevoie de acest lucru? Da, avem nevoie de vaccin în primul rând. Eu, dacă aș fi decident, aș face ceva să se vaccineze mult mai mulți oameni. Nu știu ce, dar așa. Și da, e nevoie. Eu sunt de acord. Dacă ne-am vaccinat toți, ar fi o idee foarte bună. Avem nevoie de a renunța la mască? Da. Vom fi mai liberi. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Încă nu. Din familia mea s-au vaccinat toți. Am rămas doar eu. Deja 80% sunt de acord. Că probabil că cât de curând mă voi vaccina și eu. Eu una nu vreau să mă vaccinez. Pare rău. Dar la mască ar fi bine să renunț totuși. Pentru că toată lumea s-a săturat de mască. Deci eu cred că toată lumea ar trebui să renunțe. Chiar dacă ai mască, chiar dacă nu, dacă îți îmbolnăvești, îmbolnăvești și cu mască și fără mască. Depinde fiecare. Bine, dacă îmi spune mâine să renunț, eu nu pot să renunț. Nu renunț, că nu sunt sigur. Dacă România va avea 5 milioane de persoane vaccinate la 1 iunie, atunci ar putea fi ridicate anumite restricții, însă nu și masca, susține Florin Câțu. Tot premierul a precizat că al doilea obiectiv al guvernului este ca până la 1 august 10 milioane de români să fie imunizați, iar atunci când se va atinge acel prag, s-ar putea lua în considerare renunțarea la masca de protecție. Soluțiile. Eu am spus cum aș vedea eu lucrurile și acestea sunt propuneri. Până la urmă, există un mod de a motiva populația, fiecare țară are un mod de a motiva populația. Am văzut și Germania folosește acest model. Dacă Germania este ok să motiveze, să aibă beneficii pentru persoanele vaccinate, cred că putem să fim și noi ok. Până la urmă, este singura soluție de a scăpa de pandemie. Vaccinarea. Și faptul că lumea se vaccinează, eu cred că este normal, din punctul meu de vedere, să poți să beneficiezi și să, ca restricție, o parte din restricție să fie ridicată pentru cei care se vaccinează. Totodată, ministrul Sănătății Ioana Mihăilă a mai spus că a discutat cu premierul Câțu despre eventualitatea ca din 1 iunie să se stea în birouri fără mască dacă toți angajații din acel loc sunt vaccinați.